Da, poftim la mine cabinet. Eu am nevoie și să zic bun, Olin. Vedeți că așa că... Eu îmi dau foarte bine seama ce facem. Iată, Oleg și echipa Garda, mie îmi place că lucrați dumneavoastră și vă rog să veniți în coace și să vă uitați la înscriere. Am o șansă eu în internet. Peripisca, cum se numește? Corespondență. Corespondență. Eu tot îs prima dată, știi, și totodată mă gândesc că trebuie să facem pasul ăsta spre Europa. Trebuie să-l facem cu... Dar au mai fost... Fost două, că două tentative. Două firme, dar până acum să plece cineva? Nu. Nu, o să duc ei singuri la Moscova, o să duc în altă parte. Ia ca Xiușa, că de pildă una Xiușa la care, care a fost Active Life Company. Ia prima dată. Здравствуйте, уважаемые, я помощник Аркана. Мы вам можем дозвониться, если можете, пришлите на телефон. Оставил Чеман. Он угасимал человек. На данный момент нам нужно еще 35 массажистов. Есть ли у вас возможность прислать некоторые резюме персонала? Дарин, у меня телефон? Есть. А муж его дал уж телефону, что-то. Ты успеешь. А муж это, в будущем не утомляр моей депутаты. Моя наименья. Totuși, vreți să trimiteți studenții sacrificând procesul de învățământ. Ei pleacă 1 aprilie, se întorc pe 1 octombrie. Nu, asta e. Poate să plece un grup, poate să plece un grup, dar v-am spus că cei care învață bine și care poate să susțină examen anticipat. Și cât lipsesc? 2 luni de la școală, nu? De ce? De la școală, de la... O lună. Păi, aprilie, mai... Da. Nu, dar aprilie și... Dar mai de-am sesiunea. Mai e sesiunea. Așa, și după aceea e septembrie? Sau se învață de la 1 octombrie? Nu, apoi vă spun că acolo sunt diferite posturi și diferite lucruri. Eu, sincer, vă spun că ar fi foarte bine să cunoaștem. Noi trebuie să facem acest pas de colaborare, dar trebuie să-l facem. Din asta o să aveți ceva de câștigat din asta sau faceți voluntariat? Eu? Eu n-am nimic. Nici rector? Nici un ban. Rectorul e de acord să fac sesiunea chiar anticipată. Pe crucea mea, dumnealor ne-au propus de pildă, că noi putem, eu zic, domnilor, eu nu, eu dacă fac, fac pentru studenți. Și prima dată, haideți, dacă aveți timp, să vă uitați. Nu, dar am văzut că ați atenționat fetele, sunt foarte frumos, să nu facă de ochi cap să știe. Înțeles, eu ca un părinte, eu tot am fiică și eu învăț întotdeauna. Că depinde foarte mult de comportamentul care îl are fata față de un bărbat. Dacă aveți... Cum spune, sunteți cu mine de acord sau nu? Dacă tu te porți urât, adică și îi dai... Și apropo de urățenie, de ce alegeți oameni frumoși? Ca să fie, într-adevăr, eu tot i-am întrebat. Asta e discriminator și Turcia e membru în Consiliul Europei, n-ar trebui să accepte discriminare. Eu nu știu ce înseamnă om urât. Să alegi oameni frumoși, tineri. Eu am spus cu urât, frumos, tânăr, simpatic, voinic, dar cum altceva? Ați zis tineri, nu bătrâni. De ce, mă rog, bătrânii să nu fie angajați? Bătrâni? Bătrâni, cred că iau acolo oameni bătrâni, destui. Așa cred eu. Că nu mă angajează pe mine, nu vă angajați pe dumneavoastră, dar îi angajați pe întotdeauna când omul pleacă la odihnă, el are nevoie de ceva frumos. Și dacă îl deservește un om frumos, el are și plăcere. Fică dumneavoastră, dacă o vrea să pleci, o lăsați? Eu o las. 100%. Dar ați contactat pe ei? Să vedeți dacă există așa? Da. Și de la ambasadă cu cine ați vorbit? Este, da. Este. Despre firma asta. La care ambasada? Ați zis că ați fost la ambasada turcă. Da, am fost la ambasada turcă, la consulatul care este la Malina Mică, la Musaf. El înainte era... Și eu zic că firma oficială, legală și da, tot, da? Da, și noi putem să ne uităm. Dar m-ați lucrat cu alte instituții aici? Prima dată. Și că de la Irim mai au contract. Da, de la Irim a fost. Poftim? Întrebări încă dacă aveți, eu vreau să vă arăt dacă doriți. Domnul președinte, ce corespondență dumneavoastră privat? Nu, dar eu vă arăt, că eu sunt deschis. Oamenii cei nu și-au dat acordul să faceți publică corespondența cu ei. Sunt... Nuanțe. Sunt nuanțe care eu nu le cunosc, așa? Nu le cunosc.
Dar eu sunt gata, eu poftim să fac cât mai mare publicitate ca să avem împreună cu toții, să vedem unde plecăm, ce facem, dar trebuie să facem. Păi da, în bugetul instituției vine vreun bani? De Doamne să vină, eu nu știu dacă să vină, de Doamne să vină. De cum, adică? Nu de Doamne, de cum? Păi dacă toți banii se duc în buzunar la studenți, el muncește. Sau din asta, cum o să aibă un bani? De Doamne să aibă universitate bani din lucrul acesta. Sau Allah. Nu ca Allah, dar noi putem negocia că să ne dea nouă, de pildă, această firmă sau ceva material, uniformă sportivă, unități, nu de asta cum îi spunem, utilaje sportive. La urmă, ori poate să ne transfere și bani, înțelegi? Care e problema?